10 adulți și 12 copii au trecut fraudulos Dunărea din Serbia în România cu o embarcațiune gonflabilă. În cursul zilei de sâmbătă, 22 de migranți din Irak și Afganistan au fost depistați de poliția de frontieră în zona localității Crivina, în timp ce treceau ilegal Dunărea. Poliția de frontieră a organizat o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, la malul Dunării, pe direcția kilometrului fluvial 898, au fost descoperite două grupuri formate din 22 de cetățeni străini, fără documente de identitate asupra lor. La nivelul sectorului Poliției de Frontieră Porțile de Fier 2 a avut loc o acțiune privind prevenirea și combaterea migrației ilegale în zona de competență. Astfel, la malul Dunării, pe direcția kilometrului fluvial 898, în zona pădurii Crivina, au fost descoperite două grupuri formate din 22 de cetățeni străini, fără documente de identitate asupra lor. Imediat, persoanele în cauză au fost conduse la sediul sectorului pentru verificări, unde li s-a făcut triajul epidemiologic. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni din Irak și Afganistan, 10 adulți cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani și 12 copii cu vârste cuprinse între 18 luni și 15 ani. De asemenea, în cadrul cercetărilor, cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o embarcațiune gonflabilă cu motor condusă de unul dintre ei. În cadrul primelor verificări, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză, 10 adulți cu vârste cuprinse între 24 și 57 de ani și 12 copii cu vârste cuprinse între 18 luni și 15 ani. Cetățenii străini au declarat că au trecut frontiera din Serbia cu o embarcațiune gonflabilă cu motor condusă de unul dintre ei.